Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Cernei Bogdan de la Cibrear Imobiliare și astăzi ne aflăm din nou în complexul rezidențial Rotarc Park 2, unde vin cu o propunere de închiriere apartament, două camere în complexul Rotarc Park 2. Blocul este din 2021, apartamentul are două camere, a fost închiriat doar 3 luni, deci putem spune că este aproape totul nou. Complexul Rotarc Park 2 se află pe drumul Osiei 1828, atenția, nu se confunda cu Militari Residence. Este chiar în direcția aceea, în spatele McDonald's-ului de pe Iuliu Maniu. Ok, în direcția aceea, dacă tot veni de McDonald's vorba, avem metrou Preciziei la numai 10 minuțele de mers pe jos, traversând Iuliu Maniu prin campusul universitar Westgate. De asemenea, în Westgate avem și multe clădiri de birouri, piscină, este o piscină care este descoperită și sală de fitness. În partea aceea, după cum se observă, avem metro, după metro avem Ocean Militar cu Militar Shopping Center, sala de fitness World Class cu piscină acoperită. În direcția aceea, la numai 100 de metri, este cea mai mare sală de fitness din București, se numește The Gym. Pe o suprafață de 2000 de metri pătrați, jos 1000 și la etaj 1000 de metri pătrați. În acea direcție avem și Lidl, da, Lidl la 5 minuțele de mers pe jos. Stație de autobuz chiar după acest bloc pe Iuliu Maniu. Acesta este complexul, acestea ar fi locurile de parcare la liber, da, locurile de parcare pentru vizitatori. Trebuie să știți că administrația complexului aici chiar își face cum trebuie treaba. Acesta este părculețul din interior, cu alei înverzite, aspersoare, tot ce trebuie, luminat noaptea. Locul de joacă pentru copii este acolo. Da, deci aici este o oază de liniște. Băncuțe pentru relaxare, alei înverzite, pomișori, ok. Haideți să vedem un pic locul de parcare, după care mergem în apartament. Locul de parcare se află în parcarea din spatele blocului, mai exact sub bloc, ferit de ploaie, zăpadă, soare. Deci acesta ar fi numărul 38, locul de parcare care este inclus în preț. Vedem blocul, intrarea, boxa și revenim din apartament. Bloc cu intrare dublă, atât din spate cât și din față. Am intrat acum pe intrarea din spate. Și aceasta ar fi intrarea din față care duce la părculeț. De asemenea, există două lifturi Valcris. Hello, acesta sunt eu. Ne vedem din apartament. Am ajuns pe palierul blocului, sus la etajul 3. Lângă ușa apartamentului se află boxa, un lucru important, boxa pentru depozitare organizată cu rafturi. Aici puteți să vă aduceți cauciucuri, schiburi, trotinete, nu știu ce mai aveți de depozitat și nu le folosiți. Deci este ca o cameră pentru depozitare, boxă, lângă apartament. Haideți în apartament. Ok, ne aflăm în apartament. Facem o mică recapitulare. Apartamentul se află la etajul 3 din 10. Are o suprafață de 55 de metri utili. Este decomandat. A fost locuit doar 3 luni. Putem zice că e aproape totul nou. Se află în complexul Rotarc Park 2. Haideți să începem cu living-ul, după aia continuăm cu cameră, bucătărie, baie și balcon. Înaintăm în living. Da, avem aici, din ce se vede, o canapea tip colțar, extensibilă, este mare, da? În partea stângă avem mobilierul aferent de living cu spații de depozitare. Avem un televizor LED aici, da? În partea opusă aer condiționat Beko. În față avem un dressing pe toată suprafața peretele. Un dressing foarte generos,
Vreau să vă-l și arăt un pic. Partea stângă, bara pentru umerașe, sus raft, jos încă două rafturi. În partea din mijloc, jos bară pentru umerașe, sus două rafturi. Ok. În această parte, la fel, bara de umerașe, două bări de umerașe. Și în această parte sunt rafturi. Trebuie reglate un pic ușile, să mă uit după ce fac filmarea. Ok, deci acesta a fost dressing-ul foarte mare, spațios. În față avem balconul. Balconul este închis în termopan, vederea apartamentului este în spate, totul este liber, da? Deci nu aveți nicio clădire în spatele blocului. Aici este o zonă de dining, e o masă cu două scaune, da? Unde puteți sta la un pahar de vin, la o cafeluță. Toate geamurile au plase de insecte. Ok, haide să vedem dormitorul. Dormitor cu un pat de 1,60 m x 2. Avem două noptiere în stânga și în dreapta patului. Nu s-a mai pus șifonier aici pentru că este acela foarte generos în living. O comodă, aici există și cablu TV dacă vreți să vă puneți al doilea televizor. Perdere, draperii, chiar și sunt și jaluzele la geamuri. Da, deci un surplus de întuneric, se poate face întuneric când dormiți. Haideți să vedem bucătăria. Apartamentul, trebuie să vă spun că deține centrală termică de apartament. Aceasta este bucătăria. Zona de luat masa, o masă generoasă cu patru scaune. Aici este încorporată centrala termică, Imergaz, da, prin condensație, consum foarte mic de gaz. Și pe masă avem termostatul de ambient. Vă puteți regla dumneavoastră ce temperatură doriți iarna în calorifere. Avem aici plita care este pe gaz Whirlpool, cuptorul electric Whirlpool, avem hotă telescopică Vortex, da? Mobilierul aferent de bucătărie, multiple spații de depozitare, aici avem încorporată mașina de spălat rufe Beko, da? Deci multiple spații de depozitare, picurătorul pentru vase. Ok, și aici avem încorporată combina frigorifică care este marca Samsung, sus frigider și jos congelator. Haideți să vedem holul. Hello, din nou. Ok, holul, de asemenea avem încă un dressing foarte generos și aici. Aici sunt rafturi. Și în această parte, la fel, bară de umărașe și jos spații de depozitare. Aici mai avem un cuier pentru hainele de zi cu spații de depozitare de desubt și deasupra. Aici este routerul pentru internet, da? Și panoul de siguranță. În față avem baia. Baia este cu cadă, da? Cadă, ghiuvetă cu deasupra cu lumină, vasul de toaletă, avem și un ventilator pentru extracție, mirosuri, umezeală, aburi, da? Toate bateriile sunt grohe, calitate, silențioase. Și avem aici un
Calorifer tip Port Prosop. Ok, eu am fost Ciornei Bogdan de la Cibruial Imobiliare și vă aștept să beneficiați de această locuință nouă. O zi bună!